Am ceva de spus. Deci, nu este vorba aici de Elton John, de Jerry Seinfeld sau de Drew Barrymore sau de... cum îl cheamă? Alexander sau chiar Julia Elaine. Și alții. Sau, în fine, iluminat. Dar vreau să zic că dacă ești o vedetă și persoană publică și poți să fii ok, știi? Dar poți să, dacă te mai știi și om de nimic, lasă-mă, domnule, în față, cu durerile mele, eu de la securitate. Și dacă vii, știi, pe aici, te duc la canal. Nu stau prea mult la discuții cu tine, înțelegi? Oricine mă, ai fi. Adică dacă am motiv, știi, bineînțeles, dacă îmi dai motive și dacă îți motive să... Deci dacă eu te cercetez un pic pe aici, pe la, poate pe la inimă, pe undeva, pe la minte, asta nu înseamnă că îți fac rău. Știi, ca crocodilul, știi, stă cu gura deschisă și vine pastea și ciugulește, mă. Că dacă nu, Nilul te mănâncă, ce să zic. Mă mănâncă pe mine? Pe mine, Nilul cerului, vezi. Tataie. Dacă vedeți, sunteți vedete, sunteți scriitori, sunteți Dumnezeu știe ce mai sunteți, rămâneți în lumea voastră de filde și lăsați-mă pe mine aici la firul ieri, vine la patul mamă. Păi n-aveți ce voi să vorbiți cu mine.